Deci, înțeleg așa, că totul nu înțeleg. Am ghinioti. Noi nu putem adică, face direct și apoi scriem la modul dintr-un da, dar vreau să merg și cu reprezentarea asta, știi, ca să înțelegem și mai bine. De foarte multe ori în probleme, ne ajută figura să înțelegem ce avem de... Deci prin era am notat vectorul de poziție al lui A, prin R, B, da? Și aici am C... Nu, împărțit. Împart în 4, C2 acolo. C1, C2, C3. Și haideți să vedem... Deci ați făcut în așa fel încât acolo chiar sunt triunghi, da? Da. Să pot să reprezint era, că era în prelungire cu AB și nu îmi plăcea să reprezint. Și acum mi s-a cerut să găsesc iar C1, iar C2. Nu știți ce am făcut așa? Cum? Adică așa, așa, așa? Nu, o făcut AB, uite, ia B. C1, C2, C3, dar o făcut în așa fel încât să poată să facă triunghiul ăla acolo, fiață. Deci dacă ar fost în prelungire, cum am avut ghinionul, asta era rău. Și când am zis era și cu ierbe erau suprapuse. Exact, și nici paralelă să nu fie. Deci am luat un profesor... Diferit. Deci diferit. Diferit de ce ce e. Faceți figura ca să încercăm da. Să înțelegem. Pune 0 acolo, vorbesc că trebuie, nu? Deci vectorul... Dar F, A și R, B, cum e am făcut? Era și R, B, am plecat de la O până la A. De la O până la B. Era și R, B. La O până la A, era? De vector de poziție. A oricărui punct din plan. Deci orice punct din plan are vectorul său de poziție. Adică de la 0, de la reper, nu? Da. Până la el, mai până la punct era, vectorul de poziție care leagă pe A și îl precizează bine pe A, la fel pentru B și la fel pentru C1, C2 și C3, și ele sunt puncte în plan, care au și ele la rândul lor vector de poziție. Corect. Haideți, acum stați să facă figura ca să înțeleagă da, și da, 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 da. Deci vectorul V l-am notat cu RB. Da. De la O la B, RB. Era. Da. Da. De la O la A, era. Bine. De la O la C1. Sigur, de la, R, de la O la C1 este... Și asta e cer cu lea, iar C1. Iar C1. Îi cer și iar C2. Așa am înțeles, iar C1, iar C2. Vrei să l-am mai citit și o dată, mamă. Da. Trebuie R1, R2, RC3 în funcție de R4 și RB. Corect. Da. Le-am luat așa un pic mai publică ca să le putem vedea. Deci, iar C1, întrebarea este, iar C1 egal cu cine? Iar C2 egal cu cine? Iar C3, iar C3 egal cu cine? Funcții de era, iar B și iar C. Iar C, era și iar B. Adică, în bază, era iar B. Deci, vectorul de bază, sau baza din era și RB. Era și RB. Era și RB. Adică OA și OB. Da, dar acum nu mai zicem OA și OB. Da, zicem era, B și era. Bun. Păi, știm că la primul în care trebuie să aflăm RC1, că 3... I-am zis 3AC1 egal cu C1. Cât? 3? 3AC1. 3A, C1. Egal cu C1, B. Egal cu C1, B. De, ce de 3 ori A, C1. Da, pentru că sunt egale. Adică fiecare segment. Miruna, A, B au fost împărțit în 4. Da? Și A, C1 este exact cât A... Nu, de 3 ori A, C1. De 3 ori A, B. Și dacă am face mai întâi RC2 cu pe ăsta, face de funcții de OB și OA. Ia să vedem. RC2, zice deodată. Cu cine ar fi cu RC2? OB pe K plus 1, care K deja știm. A, OB pe 2. OB plus OA pe 2. Da. Deci adică ăsta m-am dus rapid, da? Că e mijloc. Da. Deci ce e? RC2. RC2. Vezi, se leagă cu informația din aici, da? RC2. Este egal cu ier
Nu se ia răbine. Totul pe doi. Deci am rezolvat asta. Acum n-am putea pe triunghiul OC2A pe RC1 schimb în funcție de RC2 care în funcție de era și RB și era? Ce? Deci în triunghiul OC2A. OC2A. Să-l scriem pe RC1. Sigur că da. Aceeași chestie. RC1, corect. E tot mijlocul lui A, RC2. Da, deci RC1 da, este... Da, mai trebuie să scrim cum de era și RB. Păi nimeni de ea, chiar RC2 știe. Da. Deci are o idee bună și trebuie să o arăt. Da, da. Eu fac asta tot timpul cu atenție când cineva vine cu o idee. Deci ea vede că din clipa în care pe OC2 îl are știut, pe OA îl are știut, atunci scrie pe RC1, care e mijlocul, să zice așa, este egal cu RC2. Era. Era. Plus RC2. RC2. Supra 2. Supra 2. Și pe RC2 îl avem. Și egal cu era. Era. Plus RC2 care știm. Era plus RB supra 2. Era plus RB. Totul pe 2. Totul pe 2. Și totul pe 2. Și egal mai departe. Facem același viitor și noi avem 2 era plus RB supra 4. Și face 2 și cu 1, 3 era. Merg de dată, da? Da, da, da. 3 era plus RP supra 4. Așa ți-o dai ție, nu? 3 era plus RP, așa. Iar RC2. RC3. RC3. Da. Triunghiul BO. Da, da, da. RC3 egal cu RB da. Plus da. RC2 supra 2. RC2. Tot pe 2. Și egal cu... RB corect. Plus RA plus RB pe 2. RA plus RB pe 2. Și egal cu 3 RB. Pe 2. Și egal cu 3 RB. Plus RB supra 4. 3 RB. Plus RA, da. Da, plus RA. Totul pe 4. Și asta e problema. Asta e tot? Da. Asta e problema. Prima, deci, altă problemă. Iar ce doi l-am găsit, iar ce unul am găsit, iar trei... Iată, problema rezolvată. Altă. Altă problemă, știm, atunci așa avem AB un segment. Deci AB un segment. M aparține AB astfel încât AM egal cu 3MB. AM egal cu de 3 ori e MB. MB tot în 4 înseamnă. Tot în 4. AM egal cu de... Aici este M, nu? AM între ori MB. Aici este M. Da. Și A aparține pe B și P egal cu 1 pe 3 din AB. Deci A P vine în stânga lui A. P în stânga lui A. P A egal cu 1 pe 3 AB. P A este o treime din? AB. AB. Dacă este o treime, deci ar trebui să-l împărțit pe ăsta. 4, 12, ca să meargă bine. Hai să facem așa. Deci... Va să fii 3 la fiecare, domnule. Câte 3 la fiecare chestiune? Așa. Și acum... 1 pe 3 înseamnă 4 de astea. 1, 2, 3, 4. Deci 1, 2, 3, 4. Aici este P. Încât pe, cum zis, pe, cât pe... Pe A egal cu 1 pe 3 din AB. Așa, pe A egal cu o treime din AB. Bun. Să exprimăm RM și RP în funcție de RA și RB. RM și R, da. Deci R, M. Și egal cu cine? RP. RP. Egal cu cine? În funcție de A și RB, da? Da. Nu era acolo că am dat AM egal cu 3B. AM. Sunt scrim asta. AM. În funcție de? A și RB. Din nou să iau. MB. MB. Am să iau din nou. Ce
dar oricum vedem că avem și P și A și B în prima, deci putem scoate direct. Și în a doua avem A, M și B, deci scoatem direct și ușor. Deci nu mai vrei să facem... Ba, da, ba, da. Așa, deci am să iau tot la fel. A, B. Am împărțit în 4, nu? În 12. Ai toată în 12. Asta toată în 12. Și iată pe fiecare așa, în 3. Una. Așa. Asta este iar A. Celălalt este iar B. Cu O, cu B, iar B, da. Da. Și M e aici. De trei ori A, M este B. Aici. Aia acolo. Una, două, trei. Aici. Fiecare am pus-o în patru, da? Aici este M. Și P-ul? Și P-ul este în partea asta altă. Unde luăm patru segmente, mm-hmm, deci este. Una, două, trei, patru. Pe. Iar pe o se cere să-l găsim. Și iar M-ul. Iar pe o să pun bază de valoare. Și iar M-ul. Cu cine este egal. Deci iar P egal cu semnul și iar M egal cu întrebare. În funcție de iar A și iar B. Ier, M și ier, B. În funcție de ier A și ier B. Păi, luăm din date. Așa. Știm că PA egal cu 1 putere din AB. Asta înseamnă că RA egal cu RP. Deci, mă fructificăm asta. Că ier... Că PA egal cu 1 pe 3 din AB. AB. Rezultă că RA ier indice A egal cu RP ier P plus 1 pe 3 din RB supra 1 pe 3 plus 1. Totul supra? 1 pe 3 plus 1. Să vedem din asta. 1 pe 3 plus 1. Da? Vreau să citești tu, Miruna. RA egal cu RP supra... Vine din aia, 1 supra capul. Așa. Când avem un punct P care împarte într-un raport dat, nu? Da, și noi avem cât avem raportul? 3? 3? Era, 3. Era aceea că O punctul respectiv egal cu... Nu? Și atunci, deci, numitorul comun este 1 pe 3. K este 1 pe 3. Da. Și vine K plus 1. Și a zis ier P plus ier B. Dacă facem inițial după formulă, ar fi RP supra 1 pe 3 plus 1. Deci, acum, din una, vezi că PU este în partea asta altă. Da. Și noi avem că PA... Nu? PA da. Este egal cu 1 pe 3. Cum era acolo? Parcă ar fi fost dat segmentul AB așa. De la P până la B. Da. Da? Și un punct M. Da, da, da. Da? Încât se întâmplă că de la A la M, acum de la P la A. Da, și 1 pe... PA este egal cu 1 pe 3, o treime din tot AB. Din AB. Și atunci K-ul este știut, 1 pe 3. Da. Și atunci zicem, ier A, ier indice A, egal cu ier P, RP supra 1, supra 1 pe 3 plus 1, așa. Plus K-ul, adică 1 pe 3, supra 1 pe 3 plus 1. Și fiind 1 pe 3 plus 1, l-am pus la numitor aici peste tot, da? Uh-huh. Și face acum 3 ier egal cu 3 ier P, da? 3 ier P plus 1 ier B. Totul pe 3.
A, ca unsul aceeași... Am lăsat aceeași da. Și totul supra, 31 cu 1, 4, 4 pe 3. Nu? Da. Am lăsat aceeași mitoare. 3 cu 3 simplifică și face 3 ier P plus ier B, totul supra 4. Nu? 3 ier B plus ier 3 ier P plus ier B. Și atunci scoate ier P din toată relația asta. Și atunci aceeași numitor și vine 4 ier A, 4 ier A, egal cu 3 ier P plus ier B. Și atunci e 3RP. De aici scoatem 3RP. Egal cu 4RA minus RB. 4 era minus RB. 3RP egal cu 4RA minus RB supra... Și de aici spate că RP egal 3. Cu... 4RA minus 3B. 4RA. Minus 3B supra 3. Minus 4RA minus RB. Pe 3. Totul pe 3. Acum poate să ne facem pe RM. Care e aceeași chestie? Aceeași chestie. Trebuie la aceeași poveste. Numai acum cauzii schimbă. Avem că AM egal tot cu... Tot 1 pe 3, dar e în alt trunchi. Deci AM, așa, egal cu 3MB. AM egal cu 3MB. Cauul este 3 acum. Da, și acum luăm pe RA în trunchiul RPO... RM, nu? În A, O, B. În triunghiul ăsta este ca A. Ca să-l aflăm pe... Pe RM trebuie să-l aflăm. RM, da. Și în triunghiul A, O, B. Adică punctul M este pe interiorul segmentului A, B. Și cum zicem? Nu puteam și triunghiul P, O, M? P, O, M. M-aș fi putut și acolo, că avem pe OP, e drept, dar nu este chiar de indicat, pentru că am aici relația asta. Că e egal cu 3 M. E 3 M. Da? E 3 M. De acolo, zice. Deci pe asta o valorificăm. Și aplicăm relația care o știam noi, adică O, R, M, adică... R, M, da. Dacă vrei să o schimb ca... Dar ai înțeles că e R, M, da. R, M, deși e egal cu... RA plus... RA supra... RA supra 1 pe 3. Iar... Plus 1. A supra 3 plus 1. Deci 3. Păi 3 cau acum, nu mai e 1 pe 3. A, da, da. 3 plus 1. Plus 3 ori RB. Nu? Supra 3 plus 1. K supra K plus 1. Din formulă. Și cau e 3. Mm-hmm. Și atunci apare că R indice M egal cu era pe 4. Nu, toate pe 4. Deci plus 3 R pe 4. Și asta a ieșit mult mai rapid. Mm-hmm. R egal cu era plus 3 R pe 4. Mai aveți probleme? Da. Nu poți să-și citești de aici. S-o poți scrie blu. Da, citește tu asta. Pe următoare. 3-ul. 2. Se consideră segmentul AB pe care au puncte M și P. Deci se consideră segmentul AB pe care se iau puncte M și N pentru care... M și N, da. Da, M și N, segmentul AB. Dar cum se reluă pe M și N? Acum deci se consideră segmentele AB pe care se iau puncte M și N pentru care AM supra MN egal cu 1 pe 2. A, M. Supra MN. Supra M, N. Egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Și MN supra NB egal cu 2 pe 3. MN supra NB. NB egal cu 2 pe 3. Exprimați vectorii de poziție ai punctelor M și N în funcție de vectorii de poziție ai punctelor A și B. Bun. Haideți să înțelegem că mai întâi cum să fixăm. Deci, M
I am egal cu jumătate. Două, egal cu mn pe 2. Da. Mn pe 2. Deci, dacă aici este m, n-ul trebuie să fie așa, fel, încât mn, am asta, este mn pe 2. Ca și cum aș fi împărțit pe an în câte părți? În 3. Și două, și îl fixez pe m așa, încât m este jumătate din, pardon, mn pe 2. Am egal, nu, m aici trebuie să fie. Da? Am să fie mn pe 2. 2 am să fie cât... 2 am să fie cât mn. Da. Și, pe urmă, mn să fie din nb 2 3 m. Adică 3 mn să fie cât 2 nb. 3 de 3 ori mn să fie de 2 ori cât nb. Înseamnă că pe n nu l-am fixat corect. Hai să vedem cum traducem asta ca să fie cât de cât în relație. Păi mn e 2 și nb e 3, nu? Mn e 2 segmente și nb 3, nu? 3 de mn să facă 2 de nb. Păi da, și ieți așa. Deci 3 de al din mn... 3 din mn, adică 6 segmente, să fie egală cu 2 segmente de... 3 de mn, profesor, e 2 din nb. Dar nb îl împărțim în 3. Nb să-l împărțim în 3. În 3. Practic e aceeași unitate acolo cu mn. Da. Așa. Și ia să vedeți cum iese acum. Deci... De 2 3, ori mn, sau cum e, cum? De 3 ori mn. De 3 ori mn. Adică 6 segmente. Adică 6 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, profesor, de 3 ori mn. Dar mn sunt 2 segmente. Da. Deci 6 segmente să fie egal de 2 ori nb. Adică 2 ori 3 segmente, că nb e 3 segmente, tot 6. Nu-i corect? Așa. Dar aici nu știu ce face 1. Nu corect. Nu? Nu, e corect, corect. Deci de 3 ori mn. Mn e 2 segmente, am e 1 și nb e 3. Atunci nb tot trebuie să fie de 6. Mb. Mb de 6. De 5 iese. 4, 5. De 5, de 6. Deci trebuie să fie de 6 ca să fie, cum ai spus tu acolo, ca să facă și de 3 ori mn cu de 2 ori mb, trebuie să fie de 6, dar nu e atât de important. Să vedem cum ne ducem ca să facem problema. Așa. F A, F B. Și hai să vedem pe... iar M. Așa, dar M se raportează în legătură cu N. Așa. Deci tot AB-ul e așa. AM, da. AM, uitați unde este, acolo, nu-i la cruce. Deci AM aici. Acolo, da. Da. Bun. Păi, AM în raport cu cât va fi MB-ul atunci? Păi, 1 din 6. MB-ul tot era de 6 segmente de acestea, da? 1 pe 6 al limitii. Deci AM supra MB, AM supra MB, egal cu, cât am spus, egal cu 1 pe 6. Că toate sunt 6, deci AM supra MB face 1 pe 6. Noi am făcut aici 6 segmente de astea. AM supra MB. AM supra MB. Și AM supra MB e 2 pe 6. AM? AM. Din ala 2, din ipoteză. Deci AM. AM supra MB. A, M, supra M, B, egal cu? 2 pe 6. 2 pe 6. Adică 1 pe 3. Adică 1 pe 3. A,
A-N, A-N supra N-B egal cu 1 pe 3. Și acum putem exprima. Deci este o treime. 1, 2, deci 1, 2, ai zis tu 2 pe 6. Am luat din ipoteză și am simplificat M în treime. Așa, și odată... A, M pe M. Deci dacă, A, M, zice ea, dacă, profesor. Ia să vede, dacă e mulțim aici, nu? Păi asta zice ea, A, da. M, nu A, M. A, M. A, M. A, M. Că nu are cum să fie 2, 1. A, M supra... N, B, zice. Ei, și a... A, M supra N, B, într-adevăr, face 1, 1 pe 3. Că 2 cu 2 se simplifică, da? Face 1 pe 3. Păi și din prima putem să scoatem, dar noi trebuie să facem mai... Trebuie să scoatem pe ieriem și pe ieriem. Păi nu-i la fel ca prima? Este la fel ca prima. Dacă am avut aici, am pus mâna pe aiem spre aiem de faciul pe 6, mă duc de aici încolo. Da? Și ce zic aici? 6 aiem egal cu mb. Mb egal 6. Aiem. Aiem, aiem, să vă iau așa, egal cu 1 pe 6. MB. A, M egal cu 1 pe 6 MB. Și atunci, Luna, cum spune că ieri, indicii M. Dar nimeni mai vreau să scriu MB egal cu 6 M. Că vine mai ușor. MB de 6... Adică pun 6 de... Asta, mă mulțesc cu 6. Da, am înțeles. E mai... nu știu, mai tot. Atunci, voi spune că MB, vectorul MB, egal cu 6 M. A, da? Nu A, M? A, M. A, M, da. A, M. A, M. Atunci luăm pe R. Ce înseamnă că BM egal cu 6M? BM. Egal 6M. 6M, cam în tos. BM egal cu 6M. Deci rezultă că vectorul poziției M. Ia să vedem. Deci BM egal cu 6M. Da. Și atunci, ieri indice M. Ieri indice M este egal cu 1 supra 6 plus 1 ori ieri indice B. Ieri indice B plus 6 supra 7 ori ieri indice A. Forma aceea rămâne de bază tot timpul. Deci rămâne că ieri indice e. RB plus R, 6 era supra 7. 6 ier. A plus A. RB supra 7. Așa plus ier B. Totul pe 7. Bun, acum îl facem pe RM. Pe ier ier? RM. Ier N. N. În triunghiul N, O, A. N, O, A. A. N, O, A, dacă facem așa, noi l-am găsit pe RM. Și acum facem pe RM, că noi l-am calculat pe RM în momentan. Pe RM l-ați calculat. RM. Și dacă știm pe RM, Miruna, ne puteam duce la RN în triunghiul O, M, B. Nu? O, M, B, că noi avem... Am, da, ca să-l aflăm pe RN. Da. Deci, în triunghiul O, M, B. Da. Avem RN egal cu... care este raportul MNP-NP? MNP-NP. Ok, deci avem 1 supra 2 pe 3 plus 1. El indice N. El indice N, da. Egal cu 1 supra 2 pe 3 plus 1. Dacă ai raportul. 2 pe 3. Deci 3. Ori RB. Da? Ori RB. Plus 1. Ori RB. Plus 2 pe 3 supra 2 pe 3 plus 1. Plus 2 pe 3 supra 2 pe 3 plus 1. Ori RM. Iar RM. Iar ori RM. RM. Da? RM. Da. Și egal cu... Și egal cu... Hai să lucrăm un pic și cum mă rog pe RB plus... Deci vine cât aici? RB.
Iarbă. A, avem același muitor jos. Bă, dar hai să aducem muitorul ăla. Care e muitorul? 5 supra 3. 3 pe 5 va fi, nu? Dacă întorc. Sau tu ce vrei să faci? 2 plus 3 pe 3, da. 5 pe 3, deci îl întoarce 3 pe 5. 3 pe 5 ori ierbe plus... Plus... Te duce 3 cu 3 și îmi face 2 pe 5. 2 pe 5 ori erbe plus 6 era ori 7. Ori ieriem, dar ieriem este... Plus 6 plus ierbe, pe 7. 6 plus ierbe, pe 7. Plus ierbe, pe 7. Și egal cu? Cred că așa lăsăm. Cum lăsăm așa? Nu, trebuie să faci calculul. Numitorul 35. Da, facem acolo cu 7. 7 ori 3, 21. 21 ierbe. Plus. Plus 14, deci aici trebuie să, nu, aici avem 35, avem, da. Plus 12 era. 12 era, da, plus 2 ierbe. Ier, a, plus 2 ierbe, nu? Uh-huh. 2 ierbe, că e 2 se mulțește, uh-huh. 2 ierbe. Totul supra 35. Și face 23 ierbe. Pe 21 și cu 2, uh-huh. 23 ierbe, plus 12 era, totul supra 35. Da? 23 ierbe. Și cu asta am găsit și pe ieriem și pe ieriem funcții de era și ierbe. Ce, încă o dată, ce constatăm? E de bază formula C. Formula C, da. Deci foarte important. Nu schimbă nimic la vechiul capitol. Și trebuie să știi... Dar nu e alt ceva. Mai avem probleme? Deci da. Nu e alt capitol. 4. Încă 4 probleme? Că da. E 7 bădări la o zi la alta? Nu e chiar la o zi la alta. Da. Deci dacă reținem și am înțeles formula aceea, da. Putem să o cărăm. Mai repede atunci. Dacă mai are sau mult. Și niște spitoare. Păi... Ha! Uitați-i o altă zi. Cred că m-am jucat și 30 roșii. Haideți, pe trec la 4. Se consideră paralelogramul ABCD. Deci. A, B, C, D. Da. AB mai mic decât AD. AB mai mic decât AD. E la punct da. Nu dați altul. A, B, A, sus B-ul. Uh-huh. A, B, C, D, A, B, mai mic decât A, D, da? Bisectorul unghiului D, A, B, da, e latura B, C, în capă. A lui D, A, B, bisectoarea, da, e aici, în capă. Și intersectează latura D, C, latura B, C. De B, C... A, nu, tu ai latura BC în capa și latura DC în M. DC în M. M. M, bun. M. BK egal cu 3. Deci ăsta e de 3. Și MC egal cu 1. MC egal cu 1. Arătați că 4 AK egal cu 4 AB plus 3 AB. Scrie asta, 4 AK. 4 A. A, K, A. Egal cu 4 AB plus 3 AD.